Scandal în fața aeroportului internațional Chișinău după ce mai mulți trecători au oprit din drum un șofer băut. Acesta, dar și pasagerul său, la fel în stare de ebrietate, s-au dovedit a fi angajați ai Inspectoratului Național de Investigații. Ambii s-ar fi luat la harță atât cu angajații poliției veniți să documenteze cazul, cât și cu martorii oculari care filmau cu telefoanele mobile. Treaba are evacuarea automobilului și cu conducătorul sau auto care e agresiv, Alexandru. Pe urmă mâine îți trezește, să doară capul, să pară rău de acțiunile care le-ai făcut azi. Deloc nu-mi pare. E și bă, un bărbat decent, ești conduce acțiunile care le faci. Dar eu ce am făcut ție? Просто ты компортишь неадекватно. Форте адекватно компорт. Для тебя тройля. Solicitat pentru o reacție, ofițerul de presă al Inspectoratului General de Poliție, Mariana Bețivu, a confirmat că un asemenea caz a fost înregistrat. La volan s-a dovedit a fi un bărbat de 36 de ani angajat al poliției. În urma testului cu aparatul Dräger, rezultatul a arătat o concentrație de alcool în aerul expirat de 1,26 mg pe litru. Pe acest caz a fost pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Totodată, Inspectoratul General al Poliției a inițiat și o anchetă de serviciu pentru luarea unei decizii legale în acest sens.